Bună ziua, sunt Maximilian Montean și sunt BI Consultant la BT Provider. Astăzi vă voi vorbi un pic și vă voi demonstra funcționalitatea tablou numită Density, Density Map. Este o funcționalitate relativ nouă introdusă în versiunea 2018.3 și este utilă în special în înțelegerea densității unor, de exemplu, multe puncte pe o hartă sau pe un scatter plot, cât și în identificarea trendurilor pe mai multe categorii. Haideți să începem cu crearea unei hărți de densitate. Ne-am conectat la o sursă de date a Airbnb, care conține datele despre proprietățile Airbnb din Viena. Și ne dorim să zicem să facem o analiză despre legată de cât de multe proprietăți sunt în diverse zone ale Vienei. Cum putem face acest lucru? Putem să aducem latitudinea și longitudinea pe grafic pentru a crea o hartă. Dacă dăm dublu clic, tablou în mod automat creează un punct pe hartă. Punctul acesta fiind de fapt agregarea tuturor punctelor care există în baza aceasta de date într-un singur loc, este practic o medie a tuturor longitudinilor și latitudinilor. Și pentru a observa chiar toate proprietățile, trebuie să aducem ID-ul pe detaliu. În momentul când facem acest lucru, observăm o hartă cu foarte multe puncte. Putem în acest fel să ne dăm seama, uite, că în această zonă poate ar fi loc să deschidem o proprietate. Sigur că trebuie să ne uităm cu atenție la toate layer-urile hărții ca să ne dăm seama și că ar fi posibil să introducem acolo o nouă proprietate. Dar totuși ne e foarte greu să înțelegem în zona centrală, de exemplu, care este densitatea. Iar tablou vine în ajutorul nostru prin această funcționalitate. În momentul în care transformăm graficul în density graph, deja vedem mult mai clar faptul că putem distinge mult mai clar zonele aglomerate de cele mai puțin aglomerate. Putem să creștem intensitatea, de asemenea putem să umblăm și la opacitate pentru a vedea mult mai clar unde ar fi locul unde putem să ne gândim să achiziționăm o proprietate pentru a o închiria, de exemplu. Și în felul acesta foarte simplu și rapid am găsit acest tip de vizualizare care ne poate da informații pe care altfel le-am fi văzut destul de greu. Altă utilitate sau utilizarea acestei funcționalități este în identificarea trendurilor. Haideți pe rânduri cartierele. Acestea sunt cartierele Vienei sau, mă rog, cartierele pentru care avem date. Și de asemenea putem să aducem pe pe coloane data. Data fiind într-un câmp numit host since. În momentul în care punem data aici, o transformăm în lună. Da? Putem să aducem și ID-ul pe zona de detalii și să-l transformăm, de exemplu, în cerc. Acum noi vedem foarte multe punctulețe pe linie, care din nou nu ne spun aproape nimic. Însă, dacă transformăm acest grafic în density chart, putem să micșorăm un pic mărimea cercului și să creștem intensitatea, putem înțelege foarte clar că anumite cartiere au continuat să deschidă noi proprietăți într-un ritm, să zicem, destul de alert și crescător, în timp ce alte proprietăți au avut perioade când alte cartiere au avut perioade când au avut noi proprietăți, dar treptat au început să se piardă, sau trendul este unul, să zic, descendent de deschiderea noilor proprietăți. Sigur că nu putem să tragem concluziile doar uitându-ne la un singur grafic și doar la acest nivel de date, dar este evident, să spunem, ritmul de deschidere a noilor proprietăți. Dacă adăugăm
aceste două grafice pe într-un dashboard, putem să folosim, de exemplu, să filtrăm funcție de cartier. În momentul în care apăsăm pe un anumit cartier, harta se va redimensiona și ne va, îl va afișa doar pe același, pe acela. Astfel încât, după cum vedeți, este o funcționalitate foarte simplu de folosit, foarte simplă și foarte ușor de folosit, care nu necesită o pregătire specială de date înainte, astfel încât este bine să fim conștienți de ea și să o introducem în dashboard-urile noastre. Acesta a fost ce am vrut să vă arăt. Mă numesc Maximilian Muntean, vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de noi pe aceste skillpill-uri și vă așteptăm cu drag și în următoarele săptămâni, când vom reveni cu subiecte noi și foarte interesante.